Această rubrică vă este oferită de Sanador. Durerile de spate sunt tot mai frecvente din cauza sedentarismului și a muncii de la birou. Totodată, metodele de diagnostic și tratament au avansat considerabil, iar pacienții care ajung chiar la operație își reiau totuși rapid activitatea. Mai multe despre durerile lombare discutăm chiar acum cu domnul dr. Ovidiu Grămescu, medic primar neurochirurgie. Bună dimineața! Salut, mâna! Cum se manifestă acestea? Durerile de spate se manifestă cu durere de spate. Te doare mijlocul. În anumite cazuri mai avansate, durerea poate să iradieze în membrele, într-un membru inferior sau în ambele membre inferioare. Atunci cauza este datorată compresiunii elementelor nervoase. Se uzează în timp articulațiile de la nivelul coloanei vertebrale, lombare, așa cum a zis și dumneavoastră, și datorită sedentarismului și datorită muncii la birou, ore întregi fără să te ridici și să te miști. Deci trebuie să găsească fiecare o posibilitate ca la o oră jumătate să se dezmorțească, să plece de pe scaun, pentru că în timp se adună, imobilizarea asta duce la rigidizarea articulațiilor și a coloanei vertebrale inferioare. Ce investigații sunt necesare pentru a pune un diagnostic corect? În primul rând, investigația princeps este cea clinică. Deci trebuie să vezi pacientul, să-l examinezi clinic, să vezi dacă are sindrom radicular, dacă are pareză, dacă are parestezii. Și investigația paraclinică princeps este RMN-ul, rezonanța magnetică nucleară, sau CT-ul, computerul tomograf, în anumite situații în care este listezis, alunecarea unei vertebre pe cealaltă, se folosește și flexi-extensie, radiografie. Da. EMG-ul, electromiografia, de asemenea, în anumite cazuri. Când ar trebui să ne îngrijoreze durerile de spate? Când persistă, când coboară pe picior, deci când iradiază membru inferior, pentru că, așa cum am zis mai devreme, înseamnă că este compresiune pe nerv sau pe sacul dural, pe elementele nervoase. Dacă durerile de spate nu cedează câteva zile la tratamentul obișnuit, la repaus, la tratament antiinflamator, antialgic, decontracturant, la ceva fizioterapie, masaj, atunci înseamnă că situația este ceva mai serioasă și trebuie făcute aceste investigații și văzute exact dacă nu este o cauză de compresiune care să impună eventual și intervenție operatorie. Vestea bună este că există tratament. În ce constă acesta? Tratamentul, mai la majoritatea, este non-chirurgical, conservator, repaus, tratament, așa cum am zis, antiinflamator, antialgic, decontracturant, masaj, exerciții, care trebuie făcute toată viața, moderat. În anumite cazuri se impune tratament chirurgical. Asta înseamnă, la ora actuală, un tratament minim invaziv. Pacientul stă o noapte, de obicei, în foarte marea majoritate a cazurilor internat, a doua zi pleacă acasă. Și după câteva luni este la fel ca înainte, poate să ducă o viață absolut normală, cu niște mici precauții, adică să nu ridice greutăți exagerate, să nu facă efort peste măsură, să aibă o activitate totuși moderat sportivă, să facă exerciții, dar viața este la fel ca înainte. Deci nu sunt diferențe între viața postoperatorie și viața preoperatorie. Există o vârstă limită, minimă sau maximă, pentru această intervenție? În principiu nu, dar la vârstele, de obicei, aceste leziuni apar după o anumită vârstă. La tineri, sunt și la tineri, dar mai puțin frecvente decât uzura datorată înaintării în vârstă, uzura coloanei vorbesc. O limită de vârstă nu există, însă pacienții mai în vârstă, care mai au și alte boli, comorbidități, trebuie bine investigați, mai ales ca să nu existe riscuri anestezice în timpul operației, sângerări, mai știu, complicații care se apară din cauza altor boli. Domnule doctor, vă mulțumesc mult pentru intervenția. Și eu vă mulțumesc, să vă mână. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.